Degajare interzisă. Penalizarea la Corona Brașov, jucătorul 44, Andrei Vasile, penalizat 2 minute de reținere a punctului, 1 minut 2 și 10 secunde. Corona Brașov este în formație completă.
Gol marcat de Corona Brașov. A scris jucătorul 14, Denis Zabudovski. Asistat de jucătorul 34, Evgeni Mirianenko. Minutul 6 și 45 secunde. Degajarea interzisă. Gol marcat de CSEA Steaua București. A înscris jucătorul numărul 19, Anca Alfred, în minutul 9 și 35 secunde.
offside. Engajare interzisă. Offside. Degajare interzisă.
de angajare interzisă. Ultimul minut al primele mese. Penalizare la Corona Brașov, jucătorul numărul 44 Andrei Vasile, penalizat pentru obstrucție, în minutul 19 și 15 secunde. Final de primă repriză, CSEA Steaua București, Corona Brașov, 1-1.
Gol marcat de Corona Brașov. A scris și pe Toro Provedo și o placă Daniel. Asistat de Domnul Mătărescu ce Mihaiel de 18 și 39 de secunde. Penalizat la CSEA Steaua București, jucător numărul 7, Nicușor Bușneac, penalizat 2 minute de lovire cu Grosa, 22 și 57 secunde.
Offside. Offside.
Nu pui tu acolo, Bobi, trâmpă. Penalizare la Corona Brașov, jucător numărul 44, Andrei Vasile, penalizare 2 minute pentru echipament de corespunzători, cu 34 și 8 secunde. Corona Brașov este o formație bună pe
Gol marcat de Corona Brașov. A spus jucătorul cu 11, Logan McMillan, asistat de jucătorul 14, Denis Abudovski, și de jucătorul 93, Roberto Glica, cu 36 și 48 de secunde. Offside.
39 și 7 secunde să dăm total finalizări. La CSEA Steaua București, jucătorul 16, Robert Ivanu, penalizat 2 minute de atac incorrect. La Corona Brașov, jucătorul 65, Cichi Zoltan, penalizat 2 minute de atac incorrect. Echipele vor juca în formații egale. Ultimul uitat reprisei a doua. Ambele echipe sunt efective complete. Offside. Offside.
Decajarea interzisă. Penalizarea la CSEA Steaua București, jucătorul 97 Ștefan Gabriel, penalizat domnul de Trovile cu Prosa, în minutul 43 și 43 de secunde. Thank you.
CSEA Steaua, trebuie să vază formație completă. În minutul 47 secunde s-au dictat următoarele penalizări. La CSEA Steaua București, jucător numărul 28, Vlad Grigori, penalizat în 2000 de durități. La Corona Brașov, numărul 42, Ivan Stoffred, penalizat în 2000 de durități. Echipele vor juca în formație egale.
Gol marcat de Comuna Brașov. A scris și domnul Brașov, Franca Daniel, după 4:76 secunde. Ambele echipe respective complete. Thank you.
minutul 50 și 20 de secunde s-au dictat multe penalizări. Acestea Steaua București, jucător cu 32, Mircea Constantin, penalizat 5 plus 20 de minute pentru rea conduită. Lacona Brașov, jucător cu 12, Cuba Borș, penalizat 5 plus 20 de minute pentru rea de rea conduită. Gol marcat de Corona Brașov. A scris jucătorul de 71 Biro Gherghiu. A scris de jucătorul de 7 Peter Joli. Și de jucătorul de 4 Biro Matiaș. Minutul 54 secunde. Penalizarea la CSEA Steaua București, jucătorul cu 21, Dudu Ionuț, penalizat în urmă de lovire cu Prosa, minutul 51 și 33 de secunde. Gol marcat de Corona Brașov. Înscris jucătorul cu numărul 14, Denis Zabudovski. Asistat de jucătorul cu 19, Lorca Pecmilă. În 52 și 44 secunde. CSEA Steaua București și lasă formația completă.
În minutul 53 și 54 de secunde, schimbarea de portar la Corona Brașov. A ieșit din poartă jucător cu 30 de Chezolta și a intrat jucător cu 31 Berej Sila. Thank you.
În minutul 54 și 28 de secunde s-au dictat ordonele de penalizări. La Corona Brașov, jucătorul 94, Biro Matiaș, 5+20 minute pentru durități. Jucătorul 42, Ivan Stoflet, 2 minute + 10 pentru durități. La CSEA Steaua București, jucătorul 28, Vlad Grigoni, penalizat 5+20 minute pentru durități. Și jucătorul 97, Ștefan Gabriel, 2+10 minute pentru durități. Degajarea interzisă. Gol marcat de Corona Brașov. A scris jucătorul cu 65 Cichi Zoltan, asistat de jucătorul 44 Andrei Vasile, minutul 55 și 42 de secunde.
Ultimele două minute ale repriziei a treia. Degajare interzisă. Degajarea interzisă. Seara plăcută. La revedere.